Com. Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube învață engleza de la zero. Dacă nu ați vizionat lecțiile anterioare, numele meu este Simina și vă voi ajuta să învățați engleza într-un mod simplu și relaxat, pornind de la zero. În lecția de astăzi vom învăța gradele de comparație ale adjectivului. Gradele de comparație ale adjectivului sunt comparativul și superlativul, adică the comparative and the superlative. Dacă ar fi să luăm un exemplu în limba română, ca să înțelegeți exact la ce mă refer prin grade de comparație, hai să luăm adjectivul bun. Comparativul lui bun este mai bun, iar superlativul lui bun este cel mai bun. Bun, mai bun, cel mai bun. Atunci când discutăm despre gradele de comparație ale adjectivului în limba engleză, vorbim despre patru categorii de adjective: scurte, lungi, medii, și, bineînțeles, excepții de la regulă. Primele trei categorii respectă fiecare un anumit set de reguli, pe care le vom discuta în continuare. Vom începe cu adjectivele scurte. Adjectivele scurte sunt acele adjective care au o singură silabă. De exemplu, tall, big, small, long, short, hot, nice și așa mai departe. Pentru astfel de adjective, comparativul se formează prin adăugarea lui R la finalul adjectivului, iar superlativul prin adăugarea lui ST la finalul adjectivului. Superlativul este mereu precedat de the. Iată câteva exemple. Tall, înalt, taller, mai înalt, the tallest, cel mai înalt. Tall, taller, the tallest. Small, mic, smaller, mai mic, the smallest, cel mai mic. small smaller the smallest long lung longer my lung the longest cel mai lung long longer the longest short scurt shorter mai scurt the shortest cel mai scurt. short shorter the shortest Pentru adjective, precum big, de exemplu, avem și o mică schimbare de scriere, și anume, se dublează consoana finală. Big, mare, bigger, mai mare, the biggest, cel mai mare. Observați cum bigger și biggest se scriu cu doi de g. Un alt exemplu ar fi hot, fierbinte. Hotter, mai fierbinte, the hottest, cel mai fierbinte. Din nou, hotter, și the hottest se scriu cu doi de t. Un alt caz ar fi acele adjective care se termină doar cu e. Dacă se termină în e, atunci vom pune doar un r. Nu este nevoie să dublăm e-ul. De exemplu, nice, drăguț. Nicer, mai drăguț. The nicest, cel mai drăguț. Nice, nicer, the nicest. Adjectivele lungi. Adjectivele lungi sunt adjectivele cu trei sau mai multe silabe, cum ar fi interesting, beautiful, intelligent, delicious și așa mai departe. În acest caz, comparativul se formează prin folosirea lui more în fața adjectivului, iar superlativul se formează prin folosirea lui the most în fața adjectivului. Iată câteva exemple. Interesting, adică interesant. more interesting mai interesant the most interesting cel mai interesant interesting more interesting the most interesting beautiful frumos more beautiful mai frumos the most beautiful cel mai frumos beautiful more beautiful the most beautiful intelligent intelligent more intelligent, my intelligent, the most intelligent, cel my intelligent, intelligent, more intelligent, the most intelligent. Delicious, delicios, more delicious, my delicios, the most delicious, cel my delicios, delicious, more delicious, the most delicious. Adjectivale medi sunt. adjectivele cu două silabe, precum pretty, happy, narrow, handsome, careful și așa mai departe. Astfel de adjective sunt mai complicate pentru că unele urmează regula adjectivelor scurte, altele urmează regula adjectivelor lungi, altele le pot urma pe ambele. Cel mai simplu este să folosim regula adjectivelor scurte pentru adjectivele care se termină în Y, precum pretty, drăguț, prettier, mai drăguț, the prettiest, cel mai drăguț. Pretty, prettier, the prettiest. Și mă observați cum în acest caz Y se transformă în I. Un alt exemplu ar fi Happy, fericit. Happier, mai fericit. The happiest, cel mai fericit. Happy, happier, the happiest. Și din nou se schimbă Y în I. Pentru restul, putem aplica regula adjectivelor lungi. De exemplu, narrow, îngust, more narrow, mai îngust, the most narrow, cel mai îngust. Narrow, more narrow, the most narrow. Handsome, chipeș, more handsome, mai chipeș, the most handsome, cel mai chipeș. Handsome, more handsome, the most handsome careful. Atent. More careful. Mai atent. The most careful. Cel mai atent. Careful. More careful. The most careful. Este bine să reținem și câteva excepții. Câteva adjective care nu respectă niciuna dintre reguli pentru că au forme personalizate. Cele mai importante dintre acestea sunt Good, bun, better, mai bun, the best, cel mai bun. Good, better, the best. Bad, row, worse, mai rău, the worst, cel mai rău. Bad, worse, the worst. Little, cu sensul de puțin, atenție, nu de mic. Less, mai puțin, the least, cel mai puțin. Little, less, the least far, departe, care are două forme, farther și further, mai departe, the furthest sau the farthest, cel mai departe. Far, farther, the farthest, far, further, the furthest. Much, many, adică mult sau mulți. More, mai mult, mai mulți. The most, cel mai mult, cei mai mulți. Much, many, more, The most. Atenție mare! Nu folosim niciodată și R și more la comparativ, cum nu folosim nici the most și ST la superlativ în același timp. Adică, nu spunem the most happiest sau more shorter, ci the happiest respectiv shorter. Cum le folosim? Comparativul, după cum îi spune și numele, este folosit pentru a compara ceva cu altceva. În propozițiile în care folosim comparativul, trebuie neapărat să folosim și cuvântul than cu a, atenție, care înseamnă decât. De exemplu, Mike is taller than John. Adică, Mike este mai înalt decât John. Sau, so, this dress is more beautiful than that one. Această rochie este mai frumoasă decât aceea. Comparativul se folosește și atunci când vrem să spunem că ceva se modifică gradual. De exemplu, the weather is getting worse and worse. Adică, vremea devine din ce în ce mai rea. Dar și ca un lucru care este dependent de celălalt. De exemplu, the faster you drive, The more dangerous it is, cu cât conduci mai rapid, cu atât este mai periculos. Superlativul, bineînțeles, se folosește atunci când ceva este superior altora. De exemplu, Jane is the most intelligent girl in her classroom. Adică Jane este cea mai inteligentă fată din clasa ei. Sau my wedding day was the happiest of my life. Adică, ziua anunții mele a fost cea mai fericită din viața mea. Ca temă, veți avea un exercițiu în care va trebui să puneți comparativul potrivit, un al doilea exercițiu în care va trebui să completați cu superlativul potrivit și veți avea și al treilea exercițiu unde va trebui să puneți fie superlativul, fie comparativul în funcție de propoziție. Ca de obicei, răspunsurile vor fi în descrierea clipului. Deocamdată, asta este tot pentru lecția de azi. Dacă v-a plăcut sau ați aflat ceva nou, dați un like acestui video și subscribe pentru a afla noutăți. De asemenea, nu ezitați să mă urmăriți și pe TikTok, Instagram sau Facebook pentru mai mult content. Bye!